se lucrează. Am verificat un alt lucru, că eu mai e un serios și ce apare în presă, că nu s-au făcut procedurile pentru subtraversarea la Prut. Am verificat, nu e adevărat din fericire. S-au făcut, s-au publicat în, și pe SEAP și în Jurnalul European. Eu vreau să spun un singur lucru, că sigur că o să supraveghem, nu eu personal, că nu trebuie să fac eu toată ziua să vin aici la gazoduct, că am foarte multe alte lucruri de făcut, dar eu am încredere în constructori, sunt niște constructori serioși și în rest autoritățile locale, Ministerul Energiei, cei beneficiarii. Deci eu cred că, după cum puteți filma și dumneavoastră, lucrurile se fac. Am fost la Iași, n-am venit special pentru asta, că, repet, nu cred că asta trebuie să fac primul ministru, să vină special în fiecare zi la Iași pentru asta. Am venit, după cum știți, am început lucrările la Suceava-Botoșani. Am avut și evenimente politice și dacă tot eram la Iași, vreau să văd cu ochii mei. Acum, filmați și dumneavoastră, când vin din nou în zonă, o să trec din nou, că trece și președintele foarte bine, e binevenit, dar măcar ne-am lămurit că se face gazoductul, ne ținem de cuvânt față de prietenii noștri din Moldova și vreau să vă anunț că împreună cu primul ministru Leancă vom merge la Bruxelles pentru a discuta cu președintele Comisiei, cu comisarul european Oettinger, celelalte proiecte, că gazoductul e doar unul din proiecte. Avem mai departe celelalte proiecte de interconectare energetică. România face cât putem de mult. Aici, dacă nu mă înșel, sunt 27 de milioane de euro tot proiectul, din care 20 sunt ai României și 7 din fonduri europene. Dar pentru celelalte proiecte care țin de interconectarea cu energie electrică, cu stațiile de transformare, costă foarte mult și atunci orice putem obține ca sprijin din partea Uniunii Europene, vrem să-l obținem. În rest, eu cred că e un mesaj important că în sfârșit se și face ceva, nu doar se vorbește, din partea României pentru Moldova. Și eu nu mă supăr, dimpotrivă, e foarte bine. Venim cât mai des, mai veniți dumneavoastră, mai vin eu. Dar, repet, n-aș vrea să-i acuzăm pe oamenii care lucrează aici, doar ca să apărăm pe la televizor. Venim, vedem, verificăm și cred că totul e în regulă. Se vehiculează două termene, unul avansat de către constructori, angajamentul constructorilor respectiv luna decembrie și cel oficial luna februarie. Care este, după părerea dumneavoastră, termenul la care va fi dată în concluzie lucrarea? Bun. Haideți să fim foarte realiști. Că o fi decembrie, că o fi februarie, până la urmă nu schimbă foarte mult, că trebuie să facem subtraversarea. Pe subtraversarea se va face în primăvară. Important este că această infrastructură de conectare are o anumită valoare și, sigur, că e pe zona de energie, dar și valoare simbolică. Va da posibilitatea anul viitor ca Moldova să nu depindă 100% de gazul care îl importă doar dintr-o parte. Ori, cred că asta am urmărit cu toții, iar în rest că va fi februarie și nu va fi decembrie, eu am încredere în constructor. Deocamdată văd că graficul se respectă, dar la modul foarte cistit. Nu e nicio diferență dacă se termină în februarie sau în decembrie, decât că dânsii când termină lucrarea, atunci le dăm banii. Ori eu cred că vor banii mai repede, ca să, dacă mă pun în locul lor. Da? Gata? E în regulă? Le-ați văzut? Mai venim!